Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Bună ziua, vă salut, domnilor, doamnă, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pentru început vreau să mergem la un centru de vaccinare de la Buftea, de lângă București, acolo unde oricine dorește se poate imuniza la orice oră, fără programare, până la noapte, la ora 24. Până acum totul a decurs peste așteptările organizatorilor. Vedem de ce. Colega mea, Gabriela Del Pupo, este acolo și ne aduce ultimele informații de la fața locului. Gabi, te rog. Bun găsit, într-adevăr, peste 1500 de persoane vaccinate până în acest moment și trebuie să spunem că mulți dintre doritori au venit chiar din București pentru a se imuniza aici. Se face atât prima doză cât și a doua cu două tipuri de vaccin, atât Pfizer cât și Moderna. Cei care sunt aici spun că sunt destul de mulțumiți de organizare și de măsurile pe care le-au luat autoritățile, atât în ceea ce privește acest maraton, cât și în timpul pandemiei, când Buftea a fost singura localitate din Ilfov care a reușit să evite acea rată de infectare foarte mare. Știm foarte bine că județul Ilfov a fost printre primele din țară la numărul persoanelor infectate acum câteva săptămâni. Iată însă că totul revine la normal, după cum se poate observa și în imagini, și în ultima zi de maraton este plin aici. De altfel, timpul de așteptare nu este foarte mare, dar, bineînțeles, cei care au vrut să se imunizeze arată că au venit aici în număr foarte mare. Gabriela Del Pupo a fost în direct. Mulțumim foarte mult pentru această corespondență. Mihai Belu, te mai salut încă o dată și o să încep cu tine această discuție. Vreau să vorbim puțin despre aceste inițiative ale autorităților referitor la centrele de vaccinare, maratoanele organizate cu surle și trâmbițe la propriu, da? Pentru că s-a făcut foarte mare tam-tam și în mass media și autoritățile locale au încercat să promoveze foarte mult aceste campanii. Este o soluție optimă de rezolvarea acestei probleme legate de vaccinare, pentru că în continuare avem populația din mediul rural vaccinată, imunizată într-o proporție foarte scăzută. Acolo, într-adevăr, o să fie o problemă la populația din mediul rural. Pentru mediul urban, aceste maratoane sunt un succes. Sper să nu revenim peste 3 săptămâni în momentul în care vor trebui să fie făcute rapelurile și să avem o foarte mare bâlbâială, pentru că e o problemă. Oamenii ăștia acum se duc, se vaccinează, trebuie să își facă rapelul la un moment dat. Ei sunt programați, am înțeles, la rapel. Într-adevăr, e mult mai simplu așa, să știi că te duci la orice oră, te-ai așezat pe scaun, ai făcut vaccin sau ai văzut că e coadă, pleci de acolo și revii peste o oră, două. E mult mai simplă varianta asta decât varianta care era aia cu platforma în care intrai, nu găseai locul, căutai, nu te pricepeai să cauți. În mediul rural, baza e tot primarul și preotul din localitate. Oamenii au fost și bombardați cu o mie și una de informații false despre vaccin, deci trebuie lucrat foarte serios. Însă acolo rezolvarea cu adevărat va fi dată de restricțiile de circulație pentru cei fără vaccin. Pentru că oamenii vor pleca la rude care lucrează în străinătate, vor pleca în străinătate să lucreze și vor avea nevoie mai devreme sau mai târziu de vaccinul respectiv. Și atunci vine această problemă a discriminării și vreau să-l întreb pe domnul Bruno Ștefan despre acest lucru. Ce facem, domnule sociolog, cu persoanele care la un moment dat invocă această discriminare, fiind condiționate să participe la anumite evenimente doar vaccinate sau să ia parte la petreceri, să meargă la restaurant în interior? Depinde că în momentul de față sunt în discuție aceste reguli care ar urma să se aplice pentru cei care optează să nu se imunizeze. Este dreptul lor. Problema când se pune a discriminării
Este evident ceva legat de proastă organizare a autorităților. Până una alta, eu aș merge mai degrabă pe această explicație decât pe teoria ale conspirațiilor. Pentru că, așa cum vedem în țările occidentale, se fac vaccinuri în farmacii, la orice supermarket sau oamenii asistenți care îți fac vaccinul, și s-ar putea și la noi într-o perioadă foarte scurtă să facem această campanie de vaccinare în afara cabinetelor medicale care acum, iată, sunt excluse. Deci eu n-am îndoială că dacă ar începe o campanie foarte bună, în același timp cu o anularea tuturor restricțiilor, este important să se dea acest semnal, gata, vaccinați-vă și intrați natural, firesc, în toate normalitate. S-ar putea de Klaus Iohannis, în felul ăsta a fost. Mai toate țările vor să ridice restricțiile și n-ar fi un lucru rău să-l facem și noi în acest timp o campanie puternică de promovare în toate mediile. Nu cum a funcționat până acum. Noi suntem printre ultimele țări la modul în care facem vaccin, deși avem doze. Și totul a fost doar de o proastă organizare și această proastă organizare, de proastă, înceată organizare. Ea a funcționat, dar încet. Da, să știți, domnule Ștefan, că autoritățile spun cu totul și cu totul altceva, că stăm fantastic la toate capitolele, că lumea se imunizează în număr tot mai mare, că aceste campanii sunt un succes. Suntem conștienți că nu se întâmplă asta, dar de ce se vine cu o astfel de informare, dacă vreți, că totul e roz și totul funcționează perfect? Ați văzut vreodată autorități care să se critique că au făcut prost ceva? Nu, dar pot să-și asume anumite eșecuri. Pot să-și asume că n-au control. Dar noi avem statistici europene. Nu mai vorbesc de cele de țările top în Statele Unite unde s-a produs fenomenul ăsta. Vă spun, în Statele Unite găsești la orice supermarket de cineva care îți poate face vaccinul și îți introduce imediat datele în bază, îți poate certificatul de vaccinare. Este lucru banal, farmaciile s-au făcut studii și în alte țări, s-au făcut și la noi. Eu am participat la studii, le-am realizat să facem în farmacii, tot nu s-a preluat. Și s-a putut face campania extrem de rapid. Problema este, după mine, de procedurile administrative care fac acest fenomen să fie un succes. Atunci când merge concetitorul, încep alte cetățenii, ne bagă chipuri, important este pentru stat să asigure problema ATI-ului, oameni care se vor infecta, vor fi. Dar boala cum a fost urbană pe pondere, vedem că în urban s-au produs vaccinările și cred că este posibil ca un alt val și tot urban s-a produs și imunizarea. Vă întrerup puțin, domnule Ștefan, îmi cer scuze, vă întrerup puțin, trebuie să refacem această legătură video directă. Nu vă înțelegem foarte bine, nu se aude foarte bine ce spuneți. O să continui cu Mihai Belu, tot referitor la acest capitol legat de discriminare. Multă lume invocă deja acest termen. Domnule, nu am voie să particip, de exemplu, la o nuntă, dar nunți cu număr nelimitat de participanți, dar vaccinați. Și atunci vin viitorii miri, de exemplu. Dom'le, cum să le impun invitațiilor să se vaccineze? Păi da, eu vreau să vină Xulescu la nunta mea, dar nu are vaccin. Ce facem? Păi nu e corect. Da, de ce nu lasă să stea măcar pe terasă? Nu da, știu. Dar ăia nu-ți discriminați că s-au vaccinat? Aia care s-au vaccinat, nu-ți discriminați că ei s-au dus și au asumat un risc mic, dar și l-au asumat. Și trebuie să stea în continuare lângă ăla care nu e vaccinat și poate este și infectat și pandemia va continua, că nu s-au vaccinat o grămadă. Și cei care s-au vaccinat vor trebui să mai facă o a treia doză ca să imunizeze, pentru că unii au stat de povești de genul ăsta. Aia nu-ți discriminați care sunt vaccinați față de ăștia care sunt nevaccinați și care cred în chipuri și în alte minuni. Nu e o discriminare faptul că permiți accesul într-un loc a celor care au un risc minim de a se îmbolnăvi, un risc minim spre deloc. Aia e povestea. Nu discriminezi cu nimic.
pe cel care nu se vaccinează. Dacă se vaccinează, poate să meargă acolo. Nu e o discriminare faptul că nu îi permiți accesul. Și mă uitam acum, spre exemplu, eu aștept cu nerăbdare să intre spectatorii pe stadioane. Chiar mă uitam la centrul de la Buftea acolo. Urmează joace Craiova cu Rapid chiar la Buftea și toată lumea așteaptă să vadă dacă e cu spectatori sau fără spectatori. Ultimul meci din divizia a doua la Craiova, suporterii s-au organizat să-și ateste, să se vaccineze pentru că își doresc să participe la un eveniment. Nu înseamnă că sunt discriminați în vreun fel. Poți să nu, știu eu, să te duci la un eveniment cu test. Și îți faci test de 100 de ori pentru că ai crezut totul pe... Dai, inițial așa s-a discutat, dar acum au apărut problemele când, imediat după ce a ieșit președintele Klaus Iohannis și a zis: domnule, puteți să mergeți la nunți, botezuri cu metrii, câți vreți, fără număr, dacă sunteți vaccinați. Înainte era în discuție varianta cu certificatul verde și test PCR negativ. Deci s-a schimbat puțin modificarea între timp. Și nu e oare asta tot o strategie pentru a încuraja această campanie de imunizare? Da, e clar că campania de imunizare trebuie încurajată, pentru că pe de-o parte vin niște influencer de ăștia pe Facebook, dintre care mulți sunt sprijiniți de actori statali. Și vin și bombardează populația cu tot felul de fantasmagorii, cu tot felul de chipuri, cu tot felul de gata, vine apocalipsa, ne marchează. Oamenii sunt speriați și sunt niște victime ale campaniilor ăstora și trebuie cumva să îi determin să înceapă să se vaccineze, să îi determin să se ducă la vaccin, să se imunizeze, să terminăm o dată cu boala. Pentru că văd că tot pierdem vremea în discuții de genul ăsta și tot felul de teze despre discriminare. Că am văzut noi că prinde bine chestia asta cu discriminarea. Nu este niciun fel de discriminare, pentru că așa, dar discuția în sine este o discriminare față de cei care sunt deja vaccinați, care s-au dus și au făcut vaccinul și au asumat niște riscuri și care vor să înceapă să trăiască normal, dar nu pot să facă lucrul ăsta pentru că mulți încă mai cred în bazme cu chipuri și extraterestri și alte minuni de genul ăsta. Tot legat de vaccin, doamna Corina Martin, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum stau lucrurile în industria pe care o reprezentați. Știm că hotelierii și reprezentanții asociațiilor de turism s-au pregătit cumva de, în primul rând, de vară și după aceea de o relaxare, că nu mai speram să se întâmple parcă niciodată ceva pozitiv. Aveam impresia că ne lovim doar de lucruri negative în ceea ce privește pandemia. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, salutări de la Mamaia. Într-adevăr, noi suntem mai mult preocupați de ceea ce a trebuit să facem pentru a deschide sezonul și pentru a administra sezonul de vară litoral 2021 cu responsabilitate și așa cum de altfel am dovedit și vara trecută, când nu am avut atenție nici măcar un focar COVID pe litoral care să fie legat de o vacanță într-un hotel de pe litoral sau de servirea mesei într-un restaurant. 200.000 de turiști vara trecută în plină pandemie și niciun focar de infecție. Mă întorc acum. Am deschis la 1 mai, așa cum ați văzut, 25.000 de turiști, undeva la jumătate față de un an normal, fără probleme, fără incidente. Am lansat însă în același timp, noi, patronatul Resto Constanța, cei care însemnăm Horeca din județul Constanța, o campanie de promovare a locațiilor sigure. Le-am numit așa, deși știm, suntem conștienți că dacă personalul dintr-o locație de servire a mesei este vaccinat, nu înseamnă că nu există un risc de transmitere a acestei infecții. Însă am vrut să semnalăm, să promovăm, dacă vreți, faptul că pe litoral avem locații în care personalul este aproape majoritate vaccinat. Asta nu înseamnă însă că restricționăm accesul în locațiile de cazare sau în locațiile de servire a mesei
pentru consumatorii, vizitatorii, clienții, turiștii noștri. Oricine are acces fără probleme, fără prezentarea unui test COVID negativ sau unui certificat de vaccinare în acest moment, cel puțin, în unitățile de cazare de pe litoral și în, și în spații Dar de alimentație. Ce veți face, doamna Martin, în cazul în care... Vă dau un exemplu concret. Un cuplu optează pentru o petrecere cu vaccinați, o petrecere cu 200 de persoane în interior. Toți participanții vaccinați. E mai complicat să se întâmple asta acum, în viitorul apropiat, dar poate în toamnă, cine știe. Ce faceți cu personalul care nu s-a imunizat? Că nu puteți să îl băgați în aceeași oală cu ceilalți, conform legii. Dumneavoastră ați pus problema în felul următor. Întregul eveniment cuprinde persoane care sunt vaccinate. Absolut, da. Deci ei nu au niciun risc, da, din acest punct de vedere. Nu se expun niciunui risc, chiar și dacă cineva din personalul locației nu este vaccinat, nu este imunizat, mai exact. Nu văd niciun risc aici. Da, pe logica asta însemna că pe lângă aia 200, dacă mai vin 100 nevaccinați, să nu fie din nou niciun risc. Adică n-ar face sens să băgăm restricția pentru invitați dacă nu e o restricție și pentru angajați, părerea mea. Noi ne-am opus, dați-mi voie să vă spun că săptămâna trecută la întâlnirea cu primul ministru ne-am opus propunerii sale prin care se ridică restricțiile în privința capacității acum limitate la hoteluri. Știți că în acest moment hotelurile au dreptul să cazeze la maxim 70% din capacitatea de cazare. Dar ar avea dreptul de a deschide 100% și de a funcționa 100% numai dacă toți clienții sunt vaccinați. Exclus să se poată introduce o asemenea restricție și de a limita, exclus deci de a limita accesul în hotel în funcție de certificatul de vaccinare sau nu. Niciun hotelier nu poate asigura așa ceva în acest moment și am spus-o primului ministru. Identic în restaurante. Cum adică să poată funcționa restaurantul cu 100% capacitate în interior, nu cu 30 sau 50 așa cum este acum, numai dacă toți cei aflați în acel moment pe terasă sunt vaccinați. Cine dă drept? Nu, în interior, în interior, nu pe terasă. Pe terasă o să stea și nevaccinați pe terasă. În interior, e vorba de reguli în interior, doamna Martin. Domnule, explicați-mi și mie și pentru toată lumea, că eu vreau de multă vreme să înțeleg un aspect. Ce înseamnă 50% sau 70% din capacitatea unui restaurant? Unde se declară capacitatea asta? Sau cine o stabilește? Care e capacitatea maximă? Dacă mă întrebați din punct de vedere al autorităților care au impus această restricție, este foarte simplu. Administratorul locației respective, business-ului respectiv, își calculează foarte clar din numărul de locuri la masă, 30% dintre acestea și în momentul în care echipele de control, ceea ce pe litoral s-a întâmplat, în județul Constanța, n-aș spune pe litoral, în județul Constanța, în toată această primăvară au existat câte 3-4 controle, atenție, pe zi. Încă o dată, altceva vreau să înțeleg. Da? Practic, proprietarul declară un anumit număr de locuri și în funcție de ăla se face controlul. Adică o declarație pe proprietarul. Nu declară nicăieri. Nu declară. Deci, practic, sigur, acțiunile de control, în momentul în care sunt în derulare, intervin în locația respectivă și stabilesc câte persoane sunt la masă din numărul de scaune, din numărul de mese, evident, și scaune, prezente în acel moment în locație. Adică dacă mai pune un rând așa de mese și scaune pe lângă zid, crește procentul. Atenție, cu păstrarea distanței minime impuse de autorități între mese. Și aici avem restricții, evident. Da, vreau să vedem puțin ce s-a întâmplat în București după ce o serie de restricții au fost ridicate. Bineînțeles, mult așteptata măsură de port al măștii, da? Nu mai este obligatoriu în aer liber să mai purtăm mască și prima zi de relaxare a scos bucureștenii la terase în centrul vechi. Armez ziua, dar din nou după multă vreme și seara, străzile din inima capitalei au fost animate până târziu în noapte, în special tinerii au fost cei care au ieșit la o plimbare fără mască sau să stea la terase. Urmărim un material pregătit de colegii de la știri și continuăm discuțiile.
Tinerii au ieșit pe străzile din centrul vechi aproape la fel cum o făceau cu luni în urmă. Nu mai trebuie să poarte masca de protecție și nici nu mai au obligația să ajungă repede acasă. Localurile se închid la ora 24. Tinerii au profitat de vremea frumoasă încă de dinainte de lăsatul serii, când au ieșit în număr mare la plimbare prin oraș. Este bine, simțim, nu știu, simțim că suntem mai liberi. Masca parcă ne simțeam că îi face rău. Am înțeles că unor oameni ne făcea mai ales rău, dar eu zic că e bine și poate sperăm spre viitor că o să se termine COVID-ul până la urmă. O să fie mai bine. Ne aglomerat acum, oamenii mai ales vin că e fără mască, toată lumea se bucură de... De aer curat, da. Măsurile de relaxare îi bucură și pe cei care au refuzat până acum să poarte masca în spațiile deschise. Păi n-a fost niciodată cu mască afară. A fost obligatorie până atunci. Asta e părerea dumneavoastră. Nu, eu nu sunt de acord cu așa ceva. A fost înăuntru, în rest a fost o hotărâre de guvern, care nu este o lege. N-am purtat mască și nici nu o să port. Domnule Bruno Ștefan, cred că tinerii au fost cei care au așteptat cu nerăbdare ridicarea acestor restricții. În momentul de față nu mai este obligatoriu să purtăm mască în spațiile libere, cu condiția să nu circulăm în locuri aglomerate, bineînțeles. Și restricțiile de noapte, nu mai avem nevoie de declarație, putem să ne plimbăm liberi cât vrem și pe unde vrem. Vorbeam despre tineri, domnule Ștefan. Tinerii au așteptat pentru că ei sunt dornici să petreacă și practic restricțiile astea le-au îngrădit cumva anumite drepturi și anumite dorințe, da, pe care tinerii le-au, cu pregătirea acum că vine vara. Știți ce vreau să vă întreb? Cât credeți că o să dureze această spaimă, dacă vreți, care ne-a cuprins pe toți în perioada aceasta a pandemiei? Că pare că tineretul, nu știu, uită repede așa. Nu uită. Și o să dispară spaima. Tinerii au avut cel mai puțin spaima pentru că ei au o imunitate mai ridicată decât vârstnicii. Și atunci confruntarea lor cu boala care a existat a avut forme ușoare sau asimptomatice. În mai mare măsură au fost internați la ATI sau în spitale persoane vârstnice. Ei au trecut ușor și atunci au simțit mult prea opresive sancțiunile sau interdicțiile. De aceea e normal, ei au cele mai multe contacte sociale. Aia este vârsta în care interacțiunile sunt la maxim, interacțiunile sociale la maximul lor, pe măsură ce îmbătrânim. Parcă tot mai mult ne retragem în casă și atunci suportăm restricțiile natural pentru că interacțiunile scad odată cu înaintarea în vârstă. Deci ei au categoric sentimentul ăsta și, deci, în primul rând, pentru că ei au trecut cel mai ușor prin boală. Nici n-au simțit că au avut COVID, chiar dacă au avut. Dacă și-ar fi făcut teste să vadă efectul, probabil ar descoperi că au avut și ei urme de COVID. Dar au trecut ușor, nu le-au simțit. Și atunci sancțiunile au fost prea dure pentru ei și acum nici nu cred că se va mai pune problema revenirii, mai ales în mediul urban, nu cred că vor mai fi focare. Vor fi focare, dacă or să apară, în mediile rurale unde oamenii au stat închiși, acolo rar se duceau în orășelul de lângă sau în alte părți. Este posibil ca oameni, odată cu apariția verii, să mai vedem pusee, dar cred că mici, de COVID în anumite zone, cel mai adesea cu interacțiuni scăzute și cu sărăcie. Boala e o boală urbană preponderent, la fel ca marea majoritate a pandemiilor din istorie și de ciumă și de gripa spaniolă se apropie de perioada de sfârșit a ei și în sensul ăsta a dat și președintele Iohannis mai mare libertate și eu sunt convins că restricțiile se vor ridica în următoarea lună total, pentru că veți vedea că acum cu perioada asta de libertate ceva mai mare, numărul infectanților nu o să crească și numărul persoanelor care vor intra cu boli severe în spitale nu o să crească în mediile urbane. O să crească în alte părți, dacă o să crească. Da, vreau să vedem împreună ce s-a întâmplat în Vama Veche azi noapte. A fost prima zi după multă vreme în care n-am putut să facem
ce vrem. Este vama veche, stațiunea care se spune că nu doarme niciodată, nu-i așa? Ei bine, această stațiune și-a recăpătat o parte din energia avută înainte de pandemie. Mii de tineri au băut, au dansat și au cântat pe plajă până în zorii zilei. Haideți să urmărim împreună materialul. Renunțarea la anumite restricții i-a convins pe aproape 3.000 de turiști să-și petreacă weekendul în Vama Veche. Terasele au fost pline, însă au funcționat doar până la miezul nopții. După ce acestea s-au închis, o parte dintre tineri au ales să continue distracția pe plajă. Și seara s-a sfârșit cu un minunat foc de artificii. Pentru că restricțiile au fost ridicate, pe întreg litoralul sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână numai puțin de 10.000 de turiști. Da, doamna Martin, vreau să vă întreb la Mamaia cum a fost. Ați văzut, în Vama Veche pare că nu a existat niciodată pandemie, că nu am trecut prin grele încercări, prin furcile caudine ale acestei pandemii nenorocite. Toată lumea s-a distrat și a văzut fiecare de treabă, bineînțeles, nu distanțare, nu mască. Repet, parcă am retrăit așa niște momente sau am revăzut niște imagini din urmă cu 2-3 ani, când nici nu știam de existența COVID-19. Într-adevăr, sunt imagini normale pentru fiecare sezon de dinainte de pandemie. Exact. La Mamaia a fost ceva mai multă liniște, este de fapt mai multă liniște. Suntem în continuare în weekend, ne apropiem încet, dar sigur, de perioada aceea în care se încheie anul școlar și încep să vină mult mai consistent familii, turiști de toate vârstele și nu doar cei tineri și foarte tineri, așa cum am văzut în imagini la Vama Veche. Și desigur că ne pregătim pentru această mare redeschidere, dacă vreți. Deocamdată suntem mai mult activi pe weekend. În timpul săptămânii nu avem încă turiști cu adevărat. Încep și evenimentele de tip conferințe, team building-uri, reuniuni ale firmelor, deci corporate. Sigur că urmărim cu atenție restricțiile și continuăm dialogul cu autoritățile guvernamentale, pentru că ne dorim să ne apropiem cât mai repede de această normalitate, mai ales că la noi pe litoral, știți foarte bine, sezonul este unul destul de scurt. Aici nu se poate face turism la malul mării decât în timpul sezonului de vară, 2 sau 3 luni. Așadar, ne interesează rapid să avansăm către normalitate și monitorizăm cu atenție tot ce se întâmplă. Ce discuții ați avut în ceea ce privește cluburile de pe litoral? Pentru că există o problemă. Există o problemă și aici în București, pentru că sunt foarte multe terase unde după amiază activitatea spre seară se transformă într-una de club. Da, sunt multe petreceri organizate, deși ele în acte funcționează ca terase. Terase unde poți să iei masa împreună cu prietenii, dar, repet, mai târziu lucrurile se transformă în altceva. La mare există, cu precădere în partea de nord a litoralului, există niște astfel de terase care funcționează în regim de terasă, dar știm că au loc petreceri. Acolo ce reglementări așteptați să se facă? Da, este adevărat, ați atins un subiect important care într-un fel dă răspunsul la întrebarea dumneavoastră precedentă. De ce la Mamaia a fost mai multă liniște? Tocmai pentru că au fost închise, sunt închise în continuare de altfel cluburile. Este adevărat, o parte dintre ele s-au reamenajat de anul trecut și cu suprafețe de terasă pentru a putea totuși oferi servicii de masă și, desigur, și mici evenimente pentru acest moment. Eu cred totuși că ne îndreptăm spre evenimentele mai mari, așa cum am discutat cu premierul Florin Câțu la Constanța. Ați văzut că în urma luptei noastre și poziției foarte ferme s-a renunțat
în câteva zile doar la purtarea măștii pe plajă, de exemplu, și în mare, o declarație absolut nefericită și care n-avea ce căuta din partea unui secretar de stat care aparent se ocupă și cu turismul în ministerul despre care vorbim. Încercăm, repet, să obținem ridicarea și altor restricții, pentru că, într-adevăr, în Mamaia și Mamaia Nord ne bazam înainte destul de mult pe activitatea acestor cluburi. Sigur că asta nu înseamnă că putem să fim de acord cu o relaxare atât de mare încât să nu mai avem niciun fel de restricții. Dar, rând pe rând, eu văd că obținem, facem pași mici, dar siguri, și cred că de la 1 august, așa cum am discutat cu premierul Florin Câțu, am putea vorbi chiar și de festivaluri în aer liber. Vom vedea în ce măsură și în spațiile interioare, în cluburi. Aici, sigur, situația este mai complicată. Dar cum ați vedea dumneavoastră aceste condiții impuse proprietarilor acestor cluburi? Adică, nu știu, să primească doar persoane testate, vaccinate, care au avut COVID, sau să vină toată lumea la liber acces, nu știu, nelimitat de oameni? Am propus și testele rapide ca o măsură mult mai, să spunem așa, accesibilă pentru evenimente. Este adevărat că este o discuție largă aici. Nu mergem neapărat pe certificatul de vaccinare în propunerile pe care noi le-am făcut, pentru că în continuare ni se pare că trebuie mai mult timp pentru ca oamenii să se convingă singuri, să poată să facă o alegere, da, în deplină libertate, în privința vaccinării sau nevaccinării. Și pentru acest moment vedem și noi că este o discuție extrem de sensibilă. Testele rapide care ar confirma dacă există virusul sau nu există, la fel cum deja ne-am obișnuit, ați văzut, la marcarea în cursele aeriene, pentru a pleca oriunde, practic, în afara României, să prezentăm un test COVID negativ, pentru că altfel nu urcăm la port sau nu intrăm în țara respectivă. Iată un lucru cu care deja și românii s-au obișnuit, pentru că nu au avut încotro. Și în cluburi, deci, cum o să facă testăm? În cluburi? O să stea cu testul în buzunar sau cum, le face test la intrare și le aduce rezultatul la masă? Cam ce procedură vedeți? Sunt proprietari de cluburi, sunt organizatori de evenimente mari, așa cum este Neversea-ul, de exemplu, care mizează pe această formă, da, de testare rapidă, de exemplu, sau de prezentarea unui test COVID negativ, dacă acesta există, desigur. Dar sunt în discuție aceste măsuri. În acest moment nu pot să afirm că noi cerem intrarea liberă. Deci încercăm o formă de atestare a absenței virusului la momentul intrării în accesului în evenimentul respectiv sau în clubul respectiv, dar asta nu înseamnă că mergem până la certificatul de vaccinare. Am înțeles. Vreau să vedem ce s-a întâmplat în București, apropo de reguli și de această grijă pe care, pe de-o parte, o au unele persoane cu privire la redeschiderea activității, repornirea, da, activității în cluburi, și alții care nu au nicio treabă. Haideți să vedem o petrecere cu sute de persoane care a avut loc în capitală, sute de tineri care se înghesuie, dansează umăr la umăr și în continuare amenzile par să fie mult prea mici pentru organizatori față de profiturile pe care le scot după o noapte de distracție. Asta este o altă discuție pe care o să o inițiem, dar imediat după ce vedem materialul următor. S-a întâmplat azi noapte într-un club de fițe din capitală. Sute de tineri au dansat și au cântat ore în șir. Și deși cluburile nu au încă voie să-și deschidă porțile, petrecăreții nu au fost deranjați de nimeni. Scenariul oricum este cunoscut. Poliția se autosesizează din nou și din nou amenziile pentru organizatorii vor fi prea mici față de banii încasați după o astfel de noapte. Foarte repede, doamna Martin, înțeleg că nu mai puteți să mai rămâneți alături de noi. Despre asta este vorba, despre o paralelă între efortul unora de a obține anumite lucruri și nepăsarea altora. Deci o petrecere, ce vorbeam mai devreme, că s-a întâmplat în Vama, măcar acolo e în aer liber, oamenii aceia n-au
încălcat nicio regulă pentru că am avut parte de niște relaxări, dar aici părea și că e în interior. Da, s-a văzut în imagini foarte clar. Nu susținem această ieșire practic, da, peste limitele impuse prin restricții de către autoritățile statului și pe noi ne deranjează și ne-a deranjat de-a lungul acestor luni să vedem restaurante sau locații care au continuat să funcționeze, au ignorat mai departe amenziile pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, s-au dovedit mici față de profiturile realizate, timp în care noi ceilalți, marea majoritate de fapt a operatorilor, am respectat aceste restricții. Nu este normal să se întâmple așa. Deci nu suntem adepții acestei activități care frizează practic și ignoră deciziile și impunerile autorităților. Mergem pe calea în care, repet, prin dialog să obținem de la Guvernul României relaxarea anumitor măsuri, în deplină siguranță însă și asumându-ne fiecare riscurile și responsabilitățile cuvenite și, repet, nu susținem ceea ce am văzut în imaginile dumneavoastră. Pe litoral, din fericire, da, avem plajele pentru toți, avem litoralul pentru toți. Este loc suficient să petrecem, să spun așa, să ne distrăm în tot felul de forme de evenimente care presupun foarte mult plaja și ieșirile în aer liber și asta este un avantaj pentru noi. Vă mulțumesc tare mult, Corina Martin, pentru această intervenție. Domnule Ștefan, cât credeți că ne va lua să ne revenim cu totul și mă refer aici la atitudinea pe care o avem în momentul de față unii față de ceilalți. În ce fel ne-a marcat această pandemie și dacă dumneavoastră considerați că este într-adevăr vorba despre o revenire la normalitate sau e doar așa un moment în care ne îmbătăm cu apă rece? Nu, ne vom reveni. Toți am suferit așa un deficit de sociabilitate. Și astfel de întâlniri exprimă, de fapt, dorința de a recupera și nu le-aș vedea, așa cum le-a văzut doamna Corina Martin, că trebuie să dăm amenzi cât mai multe. Eu sunt adeptul limitării amenzilor prin Constituție. Trebuie să demonstreze că nu există altă cale decât amendă. Noi o folosim cu atâta ușurință încât ea devine un abuz. În mod normal, acolo au fost, precum am spus și mai înainte, tineri care au un sistem imunitar ridicat. București este în topul localităților unde s-au făcut vaccinări, unde s-au făcut testări și ca urmare eu cred că rata de infectare în astfel de evenimente este scăzută. Și veți vedea în statisticile care se vor da publicității în următoarea lună că numărul bolnavilor în aceste zone mari unde s-au făcut testări, București, Cluj, Timișoara, Constanța, o să fie în continuare scăzut, ceea ce înseamnă că deschiderea totală a cluburilor, a restaurant și ridicarea restricțiilor, inclusiv a stării de alertă, se va impune de la sine în maximum o lună. Nu la 1 august, la 15 iunie lucrurile vor intra mai accelerat în situația, pentru că decât dacă, Doamne ferește, va veni un val puternic al patrulea. Dar cum lucrurile astea nu se întâmplă și uitați-vă că și țările occidentale încep să-și deschidă ușile pentru turiști, pentru că acolo vin turiști, nu la noi în România, ele trăiesc fundamental din turism, vor deschide total. Și atâta vreme când oamenii sunt cetățeni europeni, români, și vor vedea că în Spania, că în Italia te duci și stai în cluburi, și atunci pentru ce vor fi vor mai funcționa restricțiile? În mod categoric ele vor fi limitate în maximum o lună. Vor fi ridicate total. Mihai Belu. Nu știu. Nu te văd atât de optimist ca domnul E greu. Sunt optimist pentru că, într-adevăr, în mediul noi, urban, stăm bine cu vaccinările. Noi, în realitate, dacă am avea o Românie exclusiv urbană, am fi peste 50% vaccinați. Mediul rural însă e o problemă și virusul ăsta, pentru a putea dispărea, el trebuie să nu mai găsească, știu eu, o gazdă. El are nevoie de o gazdă. Imaginați-vă, virusul, că el stă așa într-un om bolnav, dacă în jurul lui nu sunt într-o perioadă de timp alți oameni decât cei vaccinați, virusul moare, dispare, nu e ca o bacterie.
Eu, apropo de amenziile astea și de restricții și de reguli, situația este foarte simplă. În momentul în care se ridică restricțiile, regula este că nu mai sunt reguli. Și am văzut aseară că sunt tineri, că au sistemul imunitar ridicat și așa mai departe, nu mi se pare o scuză. Putem, dacă nu tragem puțin frâna de mână, să ne întoarcem la un moment dat la restricții din nou și la mască pe stradă și la restaurante la interior închise. Adică și-ar fi păcat pentru tot efortul care s-a făcut cu vaccinul să ne întoarcem acolo. Într-adevăr, și eu de-abia aștept să scăpăm total de măști, să scăpăm total de restricții, să nu mai fie nevoie să existe niciun fel de restricție. Dar în același timp, nici n-aș vrea să mă hazardez să zic gata, s-a terminat, deși sunt la fel ca toată lumea după un an și de probleme și de restricții și de lockdown și de mască și așa mai departe. Însă cu cât ne grăbim, cu atât putem să stricăm tot efortul care s-a făcut. Asta voiam să te întreb. Crezi că este începutul sfârșitului? Este posibil să fie începutul sfârșitului, este posibil... Sfârșitul acestei pandemii, bineînțeles, să nu ne înțeleagă telespectatorii, da. Conspirație, dar pentru asta trebuie făcut un efort de grăbire a vaccinării. Pentru că cu cât o lungim mai mult cu vaccinarea, cu atât șansele să fie nevoie să mai facă aia care au făcut primul vaccin, să mai fie nevoie să mai facă o doză, cresc. Sau șansele ca virusul să nu dispară cresc și să ne aducem aminte faptul că am intrat în lockdown când erau vreo 800-1000 de bolnavi, dacă mă aduc bine aminte. Iar în momentul ăsta e un număr mult mai mare de cazuri active. Faptul că ieșim din lockdown este datorat mai mult faptului că nu mai putem, că murim de foame, începe criza dacă continuăm cu restricții. Dar noi, în momentul în care am intrat în lockdown, erau foarte puține cazuri. Noi acum ieșim din restricția cu masca. Cu mai multe cazuri decât, da, infinit decât mai mare de cazuri. Adică posibilitatea de a intra în contact cu virusul, fiind vaccinat sau nevaccinat în momentul ăsta, este mult mai mare decât era posibilitatea asta la începutul pandemiei, când dar acum noi avem mai multe informații totuși decât atunci. Adică poate măsurile luate atunci, la vremea respectivă, au fost mai dure și din cauza că nu exista atât de multă informație. Dar în ciuda măsurilor alor dure care s-au luat, totuși am ajuns la două valuri în care au murit la nivel global 3 milioane de oameni. În ciuda măsurilor, într-adevăr, mult mai dure decât era cazul. Dar totuși, din mii de cazuri în România, au ajuns să se îmbolnăvească, nu știu, 1 milion de oameni sau cât au trecut până acum prin boală. Dar oricum, un număr impresionant în momentul ăsta, vreo 20.000, 30.000 de cazuri active, din care, în teorie, pe o relaxare de genul ăsta, ar putea să explodeze din nou rata de îmbolnăviri. Mai ales în zonele unde nu sunt oameni vaccinați. De asta spun că eu nu m-aș hazarda, într-adevăr mă bucur că pot să merg fără mască, mă bucur că pot să stau într-un restaurant, într-o terasă, mă bucur că poate, măcar așa la ultimul meci, prin și eu Universitatea Craiova promovând cu spectatori în tribună, dar nici nu m-aș hazarda foarte tare să zic gata, a trecut, gata, pentru că n-a terminat. Pandemia. Exact. Mulțumesc tare mult, Mihai Belu, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Bruno Ștefan, pentru această intervenție. Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, după care venim cu date noi despre starea vremii, vedem ce se va întâmpla în zilele ce urmează din punct de vedere meteorologic. Sunt foarte multe zone din țară unde plouă în abundență de câteva zile. Vedem cât mai durează acest episod cu precipitații în doar câteva minute. Rămâneți cu noi! Da, și în ultima parte a emisiunii vă propun să aflăm ultimele detalii despre starea vremii. Vă spuneam că urmează zile cu temperaturi ridicate,
însă ploioase. Mihai Huștiu este în direct alături de noi prin Skype și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Ce ne așteaptă, domnule Huștiu? Știm că avem zone din țară în care plouă în continuu de câteva zile, au existat și probleme din cauza ploilor abundente. Da, bună ziua, bine v-am găsit. Într-adevăr, traversăm o perioadă cu vreme răcoroasă și cu instabilitate destul de pronunțată. Astăzi, cel puțin în vestul țării, va fi... Ne mai auzim, domnule Huștiu? Domnule Huștiu? Da, am pierdut această legătură telefonică directă. O să îi rog pe colegi să o refacem. Vă spuneam că vrem să aflăm ultimele date despre starea vremii. În zilele ce urmează vor fi temperaturi ridicate, normale pentru această perioadă, 20, 24, 25, chiar mai mult, 25, 26 de grade în anumite zone ale țării, însă va continua să plouă. La munte va ploua în capitală și încercăm să vedem cât vor mai dura aceste episoade. Domnule Huștiu, înțeleg că am restabilit această legătură telefonică directă. Vă rog. Da, bună ziua. Vă rog. Bună ziua, bine v-am găsit. O zi răcoroasă astăzi în partea de vest a țării, maxime de cel mult 16 grade și tot acolo ploile vor fi mai insistente. Astăzi sunt așteptate și cantități de apă mai însemnate, 15-20, izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. Ceva mai bine va fi astăzi în estul țării, în Moldova, unde ploile sunt mai puține, iar temperaturile ating pragul climatologic de vară, 24-25 de grade la amiază, iar acest caracter schimbător al vremii se va menține și săptămâna viitoare. Practic, aproape în fiecare zi vor fi perioade cu ploaie, tot mai insistente ploile pe vestul, pe centrul, pe nordul țării, acolo vor fi mai multe ploi, în vreme ce în sud și în sud-est mai puține ploi, însă intensificări ale vântului, mai ales marte, și partea sudică, sud-estică a țării, de altfel o zi vântoasă la scara întregii țări și rece, mai ales marți, în nordul și centrul țării, temperaturi chiar mai coborâte față de astăzi, numai 12-13 grade prin Maramureș. Tot acolo ploile vor fi insistente, va ploa și vor fi cantități de apă mai însemnate. Iar această vreme capricioasă, spuneam că se va menține aproape pe tot parcursul săptămânii viitoare, vor mai fi astfel de perioade cu ploi. Abia spre weekend sunt așteptate temperaturi ceva mai ridicate și apropiate de cele obișnuite. Cel puțin așa cum arată datele acum, spre weekendul viitor am putea atinge din nou 26-27 de grade. Până atunci, alternanțe de temperatură de la o zi la alta, oricum valori termice în general mai coborâte față de normal, cu alte cuvinte o vreme răcoroasă, chiar rece în anumite zile și cu ploi mai insistente pe vestul, centrul, nordul țării, precum și în zonele de munte. Vă mulțumesc tare mult, Mihai Huștiu, meteorolog de Serviciul Administrației Naționale de Meteorologie, a fost în direct alături de noi. Mă opresc aici pentru această oră. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Andreea Moraru vine la ora 12 fix cu informații proaspete. Urmează știrile B1 TV. Noi ne revedem la ora 13, când vă aștept la emisiunea 360 Medical. Pe curând!